Câte 500 de sindicaliști de la CNS, Cartel Alfa și Blocul Național Sindical pichetează Ministerul Muncii de miercuri și până la 1 octombrie, nemulțumiți de nefinalizarea negocierilor privind stabilirea sectoarelor de activitate. În timp ce unii sindicaliști susțin că este necesară finalizarea negocierilor pentru că angajatorii nu știu unde să încadreze și oamenii riscă să nu-și primească salariile, sunt voci chiar în județul Dâmbovița care susțin că sindicatele sunt direct interesate de adoptarea hotărârii de guvern. Federațiile s-au mulțit în ultimii ani, iar multe dintre ele au fost înființate pe baza unor ambiții ieftine. Acum se văd efectele, nu mai reușesc să îndeplinească condițiile legate de reprezentare, a declarat pentru TTV liderul Cartel Alfa Dâmbovița. Foarte, foarte multe federații care s-au format de-a lungul timpului din ambiții de acestea ieftine ale unora sau altora au venit ca și la noi ca partidele politice, cât mai multe, și acum nu mai îndeplinesc condițiile de reprezentare. Și Ministerul Muncii împreună cu sindicatele acum vor să pună într-o ordine sectoarele de activitate, pe ramuri de activitate și așa mai departe. Dacă numărul federațiilor sindicale ar fi mai mic și lucrurile ar merge mai bine, iar sindicaliștii ar reuși să strângă rândurile, a adăugat acesta. De vină sunt însă interesele de sindicat. Două confederații sunt suficiente și câteva federații pe ramuri de activitate ar rezolva problema. Dar vedeți, dumneavoastră, e greu să lași ce ai avut în mână. Confederațiile sindicale propuneau luna mai împărțirea economiei în 39 de sectoare de activitate, ceea ce ar însemna că în România ar putea exista 40 de salarii minime pe economie, câte unul pentru fiecare sector plus sistemul bugetar. Secretarul general al Alianței Confederațiilor Patronale din România, Adrian Izvoranu, declara că la nivelul Uniunii Europene sunt 40 de sectoare de activitate, iar la nivelul Organizației Internaționale a Muncii sunt 21 de sectoare, iar dacă propunerea sindicaliștilor va fi acceptată, România va avea cu tot cu salariul minim pentru buget. 40 de salarii minime. Potrivit acestuia, din punct de vedere numeric, cel mai mare sector de activitate este comerțul, cu circa 700.000 de angajați, iar cel mai mic sector are aproximativ 35.000 de angajați.